Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Sătul să aștepte în UPU. Un bărbat infectat cu COVID-19 a fugit din spital, dar a murit în drum spre casă. Un bărbat în vârstă de 64 de ani din comuna Miclești a decedat într-un șanț de pe raza localității Solești, după ce, în urmă cu câteva ore, fugise din spitalul județean de urgență Vaslui. Gheorghe Chilug fusese confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19, iar în data de 21 octombrie a fost internat în unitatea sanitară. Pentru că pe secții nu mai erau locuri, acesta a fost ținut în unitatea de primiri urgență, de unde pe data de 23 octombrie a plecat fără să anunțe cadrele medicale. A pornit pe jos, în drum spre casă, însă pe raza comunei Solești a căzut din picioare într-un șanț. Trupul său a fost descoperit de câțiva săteni care au sunat la 112. Echipajele medicale alocate la caz nu au mai putut face altceva decât să constate decesul bărbatului, polițiștii întocmind dosar penal pentru ucidere din culpă. Consiliul Județean Vaslui va depune pe Programul Național de Investiții Angel Salini, aprobat de guvernul Florin Câțu, două proiecte majore de modernizare a drumurilor județene. Prin aceste investiții se dorește îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, precum și stoparea depopulizării zonelor rurale. De altfel, în ultima perioadă și alte UAT-uri au pregătit proiecte pentru a fi depuse pe acest program de finanțare. Programul Național de Investiții are un buget alocat pentru următorii 7 ani de 50 de miliarde de lei. Serviciul de ambulanță județean Vaslui angajează șofer, asistent și medici. Serviciul de ambulanță Vaslui recrutează personal fără concurs pe o perioadă determinată pe perioada stării de alertă. Se caută personal pentru următoarele posturi: un post de șofer autosanitară întâi, stația Vaslui, un post de asistent medical generalist, stația Vaslui, două posturi de medic specialist medicină de familie sub stația Bârlad. Persoanele dornice să lucreze la serviciul de ambulanță județean Vaslui pot depune dosarele până astăzi, 27 octombrie, la ora 16. RCA în sistem de rate după ce tarifele au explodat. După explozia tarifelor pentru polițele RCA, unele firme de asigurări vin acum în ajutorul cetățenilor, oferind posibilitatea ca acestea să fie plătite în rate. Cauza tarifelor duble și chiar triple în unele cazuri este intrarea în faliment a unui jucător important de pe piață. Pe piață există la ora actuală 4 companii care încheie polițe RCA cu posibilitatea de plată în rate. Oferta în rate este doar pentru cei care încheie un contract pe un an. Până la această dată, peste 80% din aparatura medicală a fost achiziționată și dată în folosință cabinetelor aflate în ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Dacă dotarea ambulatoriului cu echipamente medicale este în grafic, conducerea Spitalului Județean de Urgență Vaslui susține că la această dată sunt întârzieri în ceea ce privește finalizarea construcției. Inițial, constructorul a dat asigurări că lucrările vor fi finalizate până la finele lunii iunie 2021. Finanțarea lucrărilor de construcție a clădirii este asigurată prin Compania Națională de Investiții de la bugetul de stat și este în valoare de 28.282.869 de lei, Consiliul Județean Vaslui asigurând partea de cofinanțare. Record de vaccinări în județ într-o singură zi, 2.339 de persoane. Teama de a se infecta și de a ajunge în stare gravă, dar mai ales de a muri pe un pat de spital, precum și nevoia de a avea certificat, îi împing pe vasluieni să ia cu asalt centrele de vaccinare din Bârlad, Vaslui și Huș. Luni 25 octombrie au fost administrate 2.339 de doze de ser anti-COVID-19, cele mai multe de la începutul pandemiei, din care 1.813 ca prima doză. Vești de ultimă oră pentru elevi. Se scurtează vacanța de iarnă. După ce pandemia de coronavirus a afectat serios viețile tuturor, dar mai cu seamă pe cele ale copiilor, iată că vacanța de iarnă, în viziunea autorităților, se poate scurta. Din cauza numeroaselor cazuri de COVID și a vaccinării reduse în rândul elevilor, nu se știe dacă elevii vor mai reveni fizic în bănci până pe 3 ianuarie. Ministrul Educației declară că există posibilitatea ca elevii de gimnaziu și liceu să reintre la școală cu prezență fizică de pe 3 ianuarie, iar cei din ciclul primar și preșcolarii se vor afla în bănci pe 10 ianuarie. Cu privire la cum va continua școala în acest an, decizia va fi anunțată pe 5 noiembrie, când va fi și reglementată prin ordin de la Ministerul Educației.
Pentru sezonul rece 2021-2022, Gazest Vaslui a realizat un program de înmagazinare de 92.000 MWh, care va asigura un procent de circa 32% din necesarul de consum pentru această iarnă. Într-un răspuns formulat pentru Primăria Vaslui, furnizorul de gaze naturale precizează că pe parcursul sezonului rece 2021-2022 va întreprinde toate măsurile ce se impun pentru asigurarea continuității în furnizarea gazelor și pentru operarea în siguranță a sistemelor de distribuție concesionate. Tată și fiu reținuți de polițiștii vasluieni în urma bătăii în care a fost implicat fostul director al societății Goscom. După mai bine de 48 de ore de la incidentul în care a fost implicat Cătălin Bârleanu, fostul șef al societății Goscom, polițiștii vasluieni au luat primele măsuri privative de libertate, reținând pentru 24 de ore două persoane din comuna Zăpodeni, tată și fiu. Aceștia sunt cercetați în prezent sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Victimele bătăii au nevoie fiecare de aproximativ o lună de îngrijiri medicale. Cel mai șifonat din acest scandal a ieșit Cătălin Bârleanu, care s-a ales cu traumatisme la nivelul capului, agresorii lovindu-l cu mai multe obiecte contundente. Profesorii vor primi amenzi dacă vor mai cere bani elevilor. Angajații din unitățile de învățământ riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei dacă pretind elevilor în mod direct sau indirect sume sau alte foloase patrimoniale. Proiectul de lege a fost inițiat de parlamentarii USR și AUR și adoptat tacit de Senat. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe radioul numărul 1 din județul Vaslui, pe 93,2 MHz, pe www.smilefm.ro și pe Media TV Bârlad. Smile FM.